Zima e supărat? Nu. Ce ai pățit ea? Nimic, frate, nu spun nimic, că râd ăsta de mine, lasă. Zima, cine râde de tine? Eu știu, hateri, cine să râde. Pe ce ai pățit, zi? Bă, nu știu de ce. Apropo de jante mari, că am făcut un clip că jantele mari sunt pentru fraieri în România. Așa. Și tu ești fraier sau ești mecher? Păi nu sunt niciuna nici alta. Pentru că așa a venit mașina, eu nu mi-am pus eu jante mari. Așa. Jante pe 18, da? Și uite, nu știu ce grope am luat, ce s-a întâmplat. Mi se pare că s-a strâmbat un pic volanul, frate, și mașina are doar 8000 de kilometri. Trebuie să-i fac direcție. Adică uite, am mâna pe volan, stă bine, nu trage într-o parte. Dar stă volanul puțin într-o parte strâmb. Păi dacă ți-ai luat Toyota? Lasă că mi-a povestit cineva care a fost foarte supărat. Acum a dat un Q5 nou și a venit volanul așa. Dar vezi, mie nu mi-a venit așa, la mine a venit corect. S-a strâmbat de după ce am luat-o. Am sesizat acasă, bă, da, uite, dacă îl țin drept. Acum îl țin drept, vezi, mă duc că uite, am schimbat bandă, vezi? Da. Deci e un pic într-o parte, uite, acum stă drept, acum e un pic într-o parte. Deci, nu știu ce s-a întâmplat. Eu zic să o vinzi. Du-te, bă, acasă. M-am programat la revizie când ne întoarcem. Schimbam velopele și fac direcție. Pe garanție. Garanție. Dacă e janta așa? Nu cred. Nu că nu trepidează, dacă era janta așa, trepidează. Nu spate nimic în volan. Nu se întâmplă nimic. Direcția este corectă, tot este ok, numai stă un pic într-o parte. Am sesizat recent.